Aseară, locatarii blocului 105 din Roșiorii de Vede au tras o sperietură zdravonă când a izbucnit incendiul din incinta serviciului Radio TV de la parterul blocului. Incendiul produs de un scurt circuit la cablurile electrice a fost izolat rapid de pompieri, împiedicând propagarea la apartamentele de deasupra. Am venit, am vorbit, m-am dus, am luat-o pe soție și nu era apă cursă. De aceea vă spun, am stat afară și când vin găsesc apartamentul plin de apă. Era o explicație dacă curgea să producă dinainte. Vă spun eu, focul a încălzit țeava, când a ajuns la, chiar am ajuns la plastic, a cedat plasticul la apă caldă. Chiar când a ajuns, a încălzit așa, s-a terminat. Pentru că fumul se răspândise pe scara blocului, s-au luat imediat măsuri de protecție a locatarilor. Detașamentul ISU Roșiorii de Vede dispune de dotare și accesorii de protecție în caz de gaze toxice pentru evacuarea persoanelor. În acest caz, acționând un ofițer și 6 subofițeri cu 2 autospeciale. Pe strada Rahovei a izbucnit un incendiu la atelierul de telereparații televizoare. Cauza rămâne în curs de stabilire să vedem de ce s-a izbucnit incendiu. Avem cu 2 autospeciale de la pompieri echipați cu aparate cu aer comprimat, cu pericol de intoxicare. S-a luat măsuri de localizare, stingere incendiului și de, eventual de protejarea locatarilor să nu fie inundat casa scării cu fum și gaze toxice. Nu s-a întâmplat nimic deosebit, fără victime, pagube materiale, în curs de stabilire și cauza la fel. O să stabilim cauza de incendiu care a fost provocat. Terminat. Locatarii putea să fie în pericol, dar s-a luat măsuri de închiderea geamurilor și imediat s-a intervenit cu 3 țevi de apă pentru localizarea și stingerea incendiului. Deci a fost un început de incendiu pentru noi, zic. N-a fost un incendiu ca să ardă tot atelierul, ardă mai într-o parte. Dar toate aparatele electronice sunt degradate, datorită căldurii. Pompierii au acționat foarte rapid, intervenția durând 7-8 minute și au reușit astfel să salveze aparatura electronică în valoare de aproximativ 600.000 de lei, dar în urma incendiului au fost degradate bunuri în valoare de 75.000 de lei.